Consiliul Local de astăzi a fost convocată prin dispoziția primarului Comunei Iasău, numărul 889 din 16 noiembrie 2023. M-ați avut la mapă procesele verbale ale ședinței din luna octombrie și v-aș ruga dacă aveți obiecțiuni la acest proces verbal. Supunem la tot procesul verbal al ședinței din 24 octombrie 2023. Cine este pentru? Să dau citire programului privind desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Local Său, ziua de 23 noiembrie 2023. Proiect HSD numărul 80 din 23.11.2023 privind depunerea împrumuturii consilierului local Barbolată Georgel Gelu. Proiectul numărul 2, proiect HSD numărul 67 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli din anul 2023, inițiator primarul. Proiect HSD numărul 68 privind modificarea organigramei și statutului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Comunea Său și serviciilor publice de interes local, inițiator primarul. Proiect HSL numărul 69 privind aprobarea recontării cheltuielilor cu naveta și a regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunea Său, județul Bacău, inițiator primarul. Proiect HSL numărul 70 privind includerea în domeniul public al Comunea Său ca urmare a recepției la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții, extindere rețea distribuției apă potabilă de la kilometru 2 la kilometru 6, în statul Apa Său, Comuna Său, județul Bacău, inițiator primar. Proiect HSL numărul 71, privind darea în administrare către Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizarea Său, a rețelei de distribuție apă potabilă de la kilometru 2 la kilometru 6, în statul Apa Său, Comuna Său, parte din domeniul public al Comunei Său, inițiator primarul. Proiect HSL numărul 72, privind intabularea dreptului de proprietate al Comunei Său asupra imobilului situat în Intravilan, Extravilan, Sat Ciobănuș, aparținut domeniului public al Comunei Său, inițiator primarul. Proiect HSL numărul 73, privind acordarea diplomei de aur și a unui premiu cuplurilor din Comuna Său, care au împlinit 50 de ani de căsătorie, inițiator primarul. Proiect de hotărâre numărul 74 privind aprobarea notă conceptuală și temă de proiectare, construire și dotare sediu primăriei în localitatea a Său, Comuna Său, județul Bacău, inițiator primarul. Proiect de hotărâre numărul 75 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială numărul 1, Apa Său, sat Apa Său, Comuna Său, județul Bacău. Dotarea UAT, Comuna Său, județul Bacău, cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, componenta 10, Fondul Local Investiția 1-3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, inițiator primar. Proiect de hotărâre numărul 76 privind schimbarea destinației sediului primărie în sediu centru cultural, inițiator primar. Avem două proiecte la modificarea ordinei de zi. Proiect de hotărâre numărul 78 din 20.11.2023 privind intabularea dreptului de proprietate a Comunei Său asupra imobilului situat în Intravilan a Său, drum, strada Târgului, aparținând domeniului public al Comunei Său, județul Bacău, inițiator primar. Proiect HSL numărul 79 din 21.11.2023 privind aprobarea desfășurării manifestărilor culturale dedicate Zilei Naționale a României și sărbătorilor de iarnă, inițiator primar. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. O să începem prin a da citire sentinței civile. Da,
dăncitiri, formează domnul consilier de această sentință și apoi îi invităm să depună. O să dau citirea sentinței civile numărul 841 din 2023 a judecătoriei Muinești, prin care se validează mandatul consilier local al domnului Barbolată George. În temeiul articolului 122, articolul 204 și 114 din OUG, numărul 57 din 2019, invalidează mandatul candidatului Petru Marius Andrei ca urmare a renunțării la mandat. În temeiul articolului 122, validează mandatul consilierului suplean Barbolată George Gelu. Prezența se comunică primăria a său, prefectului județului Bacău și persoanei a care mandat a fost invalidat. Cu drept de apel în 3 zile de la comunicare, cererea se va depune în judecătoria Muinești. Invităm domnul consilier Barbolată George Gelu să depună rugământul. Jurăm. Subsemnat Barbolată George Gelu, consilier local al Comunei Arsău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ, modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Arsău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Punem la vot proiectul privind depunerea jurământului consilierului local Barbolată George Gelu. Cine este pentru? O să trecem la următorul proiect. Proiect HSL numărul 67 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023, inițiator fiind. Dacă sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 2, proiect HSL numărul 68, privind modificarea organigramei și statutului de funcții ale aparatului de specializare a primarului, Comunei Arsău, și serviciilor publice de interes local, inițiator primarul. Suntem la vot. Cucitare, comisiile de terminare. Sau și camera, da. Comisia a dat avizie favorabilă. Dacă nu discuții, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Sunt dus două posturi, știți, nu? Trei. Trei? Trei posturi. S-au desfințat trei și s-au mai cumulat, deci s-au mai transformat unele posturi, s-au mutat la compartiment. Pentru postul de secretar, s-a mai prezentat cineva la concurs, s-a mai susținut concursul? Pentru? Postul de secretar. Urmează să-i spate din concurs. Urmează. Dar a fost susținut până acum deloc sau? Ba da, au fost susținut. Nu s-a prezentat. Nu s-a prezentat. Nu s-a prezentat. Două persoane. Două și pe deloc. Da. Ce se pune? Sucă la vot. Se pune la vot pe ectomortă. Cine este pentru? Toți. Proiect HSL numărul 69, privind aprobarea decontării cheltuielor luna VETA și a regulamentului pentru decontarea cheltuielor luna VETA pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Comunea Arsău, județul Bacău, inițiator primar. Comisia a dat avizie favorabile. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Tot.
Următorul proiect, proiect HCD numărul 70, privind includerea în domeniul public al Comunei Iasău ca urmare a recepției la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții extindere rețea distribuției apă potabilă de la kilometru 2 la kilometru 6 în satul Apa Său, Comuna Iasău, județul Bacău, inițiativă de primarul. Comisia a dat avizul favorabil. Discuții? Invităm cetățenii interesați să vină să depună cereri, să raporteze la Comisia de Apă, că e dat în folosință. De la pod la, la scaune până la școala parte. Domnul primar, noi am făcut o cerere pentru ulița, pentru strada noastră. Cine trebuie? Noi trebuie să cumpărăm conducta sau când? Așa am înțeles. Deci, din scadă și făcea proiectul a fost conducta principală. Așa. Și așa am făcut subtraversări pe sub asfalt. De acum urmează să vedem varianta care o să fie, da. Dacă doresc cetățenii să urgenteze, de preferat ar fi, dacă vor, dacă nu ne trebuie să facem alt proiect, astea să extindem. De uleții, mă refer, bănesc, va fi extinsul. Dar cetățenii, dacă doresc, cât e 10 metri din conducte, ai 50 de lei la cap, la cap, la cap, la mare. Și ca să scurtăm timpii. Da, problema că eu vreau, ceilalți nu vrea, eu o să pun o conductă, da, dar nu vrea celălalt altul și ala o conductă. Păi dacă nu doresc, toți o să aștepti un nou proiect și atunci durează mâna, până nu reușește la asta. Da, mulțumesc. Dar nu pot întrebuți una mai doar. Păi da, că se raportează după alt convingeți. Nu mi-a raportat pe prima dată, pe proiect, nu pot să fie așa cum am făcut. La Vodoi au apă din viață, nu au venit. Dar tot așa am înțeles. A, dar acolo cred că el a pus la... Cum îți caune? Da, la talană. Cât zici? La Spiridon. La Spiridon. La Spiridon. Cine a pus? El a pus conducta. Care e ți-l ați pus? I-a făcut. L-ați pus. Da, nu, trebuie să apă acolo. Da, da, da. Nu știu să fie trebuie acolo, dar poți să fie venit ce de ce. Da. Cum știu că un cămin, o vană, un hidrant, avem presiuni, e bine, destul de luat. Ați făcut probe, băi. Dacă deja funcționează? Cel mai sus acolo nu știm, dacă noi n-avem. Cum să vă întrebați la Petrușa? Nu, la Petrușa, la Petrușa, la Petrușa, la Petrușa, la Petrușa, la Petrușa. Când s-au făcut sau mei presiuni aia. Noi suntem nevoiași. Da, de așa oameni, nici la fac presiuni. Da, da, venim noi cu conducta. Deci spunem la tot proiectul. Cine este pentru? Proiect numărul 5, proiect HCD numărul 71, privind darea în administrare către Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizarea Său a rețelei de distribuție apă potabilă de la kilometru 2 la kilometru 6 în satul Apa Său, Comuna Său, parte din domeniul public al Comunei Iasău, inițiator primarul. Dacă sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 6, proiect HCD, numărul 72, privind intabularea dreptului de proprietate a Comunei Iasău asupra imobilului situat în intravilan, extravilan, sat Ciobănuș, aparținând domeniului public al Comunei Iasău, județul Bacău, inițiator primarul. Aici, dacă sunt discuții. Aici se montează o antenă din asta pentru oriți. A Ciobăruș deasupra lui Marcel Pădoian. E Măcărie. Tot acolo, da. Măcărie și o să vizim tabula în terenul ăsta. Una acolo și una mai mare, la Ancuța. Unul din Orient și unul din RCS. E la, bănuiesc că e la distanța prevăzută legii, nu? Din casă. Da, e la distanță de casă și în o zonă exact. Nu știu că e să... Nu avem drept în... Supunem la vot, proiectul, cine este pentru? Comisia a dat avizul favorabil. Proiect numărul 7, proiect HCD, numărul 73, privind acordarea diplomei de aur și a unui premiu tuturor din Comuna Iasău, care a împlinit 50 de ani de căsătorie, inițiator primarul. Avizul favorabil din partea tuturor comisiilor. Aici știți și vă doamne. Supunem la vot, cine este pentru?
Proiect numărul 8, proiect de hotărâre numărul 74, privind aprobarea notă conceptuală și temă de proiectare, construire și dotare sediul primăriei în localitatea Său, Comuna Său, Județul Bacău, inițiator primarul. Comisia odată mi se favorabil. Discuții? Da, dacă ne spune domnul primar mai multe despre proiectul ăsta. Cum? Dacă ne spuneți mai multe, Da, lucrăm la un proiect, avem de gust cu CNI, pentru sediul nou în primărie, în curtea primăriei, în spatele astea. Adică, sediul nou, construit de jos. Sediul nou, da. Și cu sediul vechi îl transformăm în... Sediul vechi, în centru. Are 123 de ani, în a fost cârciumă, a fost cea mai fost în ea. E din lemn, e putre, e tăt, la mine e putre, dacă ne zicim, dacă ne-am să duci. Și s-ar cuvenit, cred că... Îl archivăm, înseamnă. Aia și comuna noastră. A fost, mai fost un proiect, da. O mai fost, dar... Vă urmă, trebuie să facă. Nu am avut finanțare, nu. N-a trebuit la bun. O să spunem la vot proiectul, cine este pentru? Proiect numărul 9, proiect de hotărâre numărul 75, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici. Faza DALI pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare și dotare, școală gimnazială numărul 1, APA Său, Comuna Său, Județul Bacău, dotarea OT Comuna Său, Județul Bacău, cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, componenta 10, Fondul Local, Investiția 1-3, reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciu public prestat la nivelul unităților administrativ-teritoriale, inițiator primar. Comisia odată mi se favorabilă. Dacă avem discuții? E proiectul de PNRD cu școala la mare, cu organizare și dotare. Când am documentația tariului și cu indicatorii din Crimea, nu știu. Eu aștept cu nerăbdare să vă stați pe alea din încărcare. De ce? Aștept cu nerăbdare. Sigur va fi o coadă acolo. Primul eu azi, eu sunt creație pe asta. La nivel de țară, nu s-o... Da, 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 am înțeles, am înțeles. Nu, dar bun. Foarte bun. Mi s-a impus, asta e. Asta e proiect, da. Așa, nu, mă încep un toamnă, să acționez mașini electrice. O poată pe asta, îmi imaginez. Să stați la rând, îmi doresc. Da, nu se știu. Spune la vot, voi, cu cine este pentru? Proiect de hotărâre numărul 76, privind schimbarea destinației sediului primăriei în sediul centru cultural, inițiator primar. Vorba din textul aici, noi când am decurs cu PNRR, așa, l-am transformat în sediul primăriei, că am zis să facem primărie. Acum dacă facem primărie acolo, aici schimbăm destinația, am zis centru cultural, să facem o casă de cultură, cu bibliotecă, cu sală de ședință, cu ce o să mai fi, așa, și trebuie să-i schimbăm destinația, că nu pot să merg pe două sedii primării. Se anunță prin exercițiul acesta financiar, se vor aloca bani pentru reabilitări energetice și când va trebui să schimbăm destinația din timp, ca să fim pregătiți. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la modificarea ordinei de zi. Avem două proiecte. Primul proiect, proiect de hotărâre numărul 78 din 20-11-2023, privind intabularea dreptului de proprietate a Comunei a Său asupra imobilului situat în intravilan a Său, drum, strada Târgului, aparținând domeniului public al Comunei a Său, Județul Bacău, inițiator primar. Comisia odată vizie favorabilă. Asta e strada asta de aici până la târg. Noi am depus, pregătim un proiect pentru a fi 2,8 km. Noi aici strada Prieteniei, aia fundul străjă, la școli și câștigăm punctaj încă 7 puncte dacă face legătura și cu primăria să fie. Și hai repede să o facem și pe asta. Că, și asta nu a fost intabulată, nu a fost strada Târgului. Dacă tot e bucur, însă tot așa au rămas. Târgu, se pare că avem câștigi cauză până acum, urmează să... Care e cursul? Românești, prin judecăm. N-avem un loc. Ce de loc? Urmează să-mi trebuie. Hotărâre definitivă. Nu avem o hotărâre definitivă. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Proiect de hotărâre...
Proiect HTL numărul 79 din 21.11.2023 privind aprobarea desfășurării manifestărilor culturale dedicate Zilei Naționale a României și sărbătorilor de iarnă, inițiator primar. Discuții? Aici e problema. Avem avizul la comisie, avem aprobarea Consiliului, dar nu avem voie. Am avea și bani, dar avem voie să-i cheltuim. Ordonanța 90, care a fost la sfârșitul lunii octombrie, ne limitează cheltuielile. Deci ați găsit sponsor? Ați găsit sponsor sau suntem în căutare? Să organizăm astfel de manifestații doar în baza sponsorizărilor și donațiilor. Cine se oferă? Încercați, căutăm și sponsor, avem. Promisiune. Da, avem. Sau ce telefon? Sau poate mai fi cu o ordonanță de urgență atunci în pragul sărbătorilor să le suplimente. Nu, dar eu zic că anul trecut a fost și la un loc decent. Nu, ne-am spart în figuri, n-am cheltuit în bilietul. Puneți sub examen, îți căutăm sponsor. Reparat, doamnă, cu toate dincolo de toate legile, primează tradiție și biserică. O să spunem la vot proiectul. Cine este pentru? Probleme diverse, se trec la discuții. Apropo, dincolo proiectul ăsta de hotărâri, ultimul, vă invităm cu toți, până la urmă, nu numai primarul și cu părintele, să cetățenii comuna Său. Și consilierii și toți cetățenii, din 1 decembrie, o să fie o depunere de coroane și o mică eveniment aici. Am întâlnit nu toți. Am fost, dar nu toți. Care lucrează, din păcate, nu pot ajunge. Dar 1 decembrie este liber. Nu, că nu știa la stat. Și la fel ca și anului. Sărbătorii, pentru sărbătorii de an, rămâne tot pe 26 decembrie, e o zi de Chiaristul din e și sărbătoare, sunt cetățenii acasă, după aia 27 zile de lucru, pleacă și parte din ei. Așa, și toți. Potăriți să rămână tot ziua de 26 decembrie pentru organizare. Tot aici, în centru, în pașă. Foarte frumos. Bani. 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 Care trece morții ea. Vezi că se duc înțelege. Da. Bun, bun, bun. Am terminat primul stat de asfalt. De toate ulițele din proiect. Urmează să facem rigolii, camere de cădere și ce mai... Așa, în măsura care îi permite timpul, urgent am văzut pe toate străzile și în primăvară să punem al doilea strat de asfalt. Mai sunt cu nemulțumitori, mai sunt și cupătași, dar 99% eu zic... Păi poate reușiți, domn primar, nu am și cu proiectul ăsta pentru remodernizarea de la kilometru 0 la 6, la, de la Sau la Batea. Da, și ăsta l-avem acum prins. Nu l-avem finanțat de pe ce? Pe ce programe? Da. Pe ce credeți? Tot pe anul s-a da. Dar sperăm că s-a stricat. De asta am tras și apă, de asta zic dacă o să reușim să le modernizăm și că să mai vii să mai tai și mai spate asfaltul ca să faci conducta de apă, asta o pus și în da, da, se speră. Dar cu... Fantazile, furate. Nu forare. Nu. Ca toate. Nu. Andrien la Petrosu, luăm din așa. Da. Documentație. Da. Sperăm să fie așa. Da, documentație. Dar mi-am blocat așa, efectiv, două luni. Nu mai vreau să fac contract. Nu mai putem face niciun contract. Noi am făcut studiile doar până acum. Studiu hidrologic, studiu geologic, studiu de inundabilitate. Și ar fi trebuit să contractăm proiectarea propriu-zisă, doar că nu mai știu nici pe lege. Și care nu permite legi. Se semnează niciun contract. De ce? Nu am doar. De ce? Ești bani am avea. Doar bani am avea. Doar bani am avea. Și chiar vorbeam. Și să facem un memorandum, un CIR. Să-mi iei voi, adică, deschizi din franțarii,
Și nu dai voie să contractezi proiectant, să contractezi consultant, să dai cine să depună atunci proiectul dacă tu nu dai voie? Da. Și au limitat cheltuielile bugetare și atât. Da. La ambele contabile. Deci, grație. Da. Ieri am fost pe toate audițele asfaltate, deci e minunat să vedeți așa frumos, vă rog, sunt de bine, foarte bucur. Dar mă pot să merg și eu cu tocuri. Nu mai trebuie cinci mese și cu tocurița. Da, e, asta face copiii mai ales sunt foarte încântați acum. Da, deci o problemă mare care am avut-o și gardă. A ieșit cu gardă în drum până mai în asfalt. Păi dar vrem și asfalt lat, vrem și cu gardă în drum, vrem și rigolă, vrem de dacă unde se da. Parte din cetățenii nu mai înțeleg. Dom'le, dă-te un pic, dă-o leagă să putem să încăpem cu rigola, să încăpem cu parte nu. Da, să pe la chiar tot, dacă pot chiar anul ăsta gardă până în drum, pe acolo sus. Exact. De aceea nu se pot controla, vede și fac gardă așa. Dar apoi, tot așa. O bucată nu o să-și fac indagroare, el vine și s-ar deschisă, ți-a uitat altul. Am bătut la soțele aici, la Asandu, nu știu cum îi cheamă. Da, dar la cele soțele, mi-a dat bine biserică, că ei nu ne-a dat în judecat. Da, dar acolo, la Asandu, dar mă încerc, iar un băie cu bun sânt. Dar te-ai văzut și frumos. Da, și ce câștiga acolo? Chiar frumos o să fie acolo. Da, și faci un cartofi. Aia, vis-a-vis de biserică, ei nu avem între asfalt și gardul lui, nu ai un lucru cu oameni cu fare. Dar să facem șal de apă. Nu s-a certat cu ei, și-o era mici pentru provocare, v-a certat cu ei. Dar nu-i dat un judecat. Era gata, de nu-i dat un judecat. Dar nu-i bun să nu mai știi cu 8 metri de lată, cu 8 metri de lată. Da, dar cu călă cu ciocă. Când vine apa? Da. Ca să-i s-a fărit de apă de gata, cum ar trebui. Trebuie să ședința mică, dacă nu mai puteți.